Începe acum, doamnelor, domnilor, comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Nu doar că Suceava nu are nicio medie de 10, dar în toată zona nu e o medie de 10. Nu e în Suceava, nu e în Botoșani, nu e în Neamț. Abia două medii în Bacău, în Iași, mai multe, într-adevăr, medii de 10. Dar ce s-a întâmplat cu elevii suceveni? Da. Ca paranteză, se corectează cumva aleatoriu. Se scanează, s-au scanat lucrările știu. Și fiecare a primit aleatoriu lucrări, adică nu s-a dus în alt județ cum era înainte. Nu, au venit din toată țara. Mi-a zis Ciprian Antonască și la LPS a fost centru de ăsta de corectură și au avut 7.000 de teze, mate română. Și tu cum îți dă calculatorul? În fine. Dar că, totuși, care e problema cu 10-le astea? Și dacă nu e niciun 10, ce-i? Păi eu nu zic că e ceva. Dar când erau, nu știu, 8 de 10 la evaluare faci știrea, și faci așa... 10 elevi suceveni au luat 10, da, ca să nu spui că 800 au luat 5 sau nu știu. Dar vreau să te întreb pe tine, știi pe vreo unul din guvernul României care a avut 10 la evaluarea națională? Sau la bacalaureat? Știu vreo doi care n-au bacalaureatul dat, cred că. Așa. Știi foarte mulți șefi de instituții care au avut 10 la evaluare? Știi, cunoști tu? Eu nu știu dacă știu. Care e problema? Adică referințele sunt altele decât notele. Și dacă ai avut 10, asta doar să povestești tu peste ani de zile că ai avut 10 la evaluarea națională și să-i spui copilului, mă, ia și învață pentru că am avut 10. Da, tati, dar tot vânzător la magazin ești. Cu 10-le la. Adică nu e relevant, mai ales la clasa 8-a, că ai 10. Și ce e cu asta? Ai 1 sau ai 10, tot te duci în clasa 9. Tot mergi mai departe pentru că învățământul e obligatoriu. Da, adică... Uite, aici e... Evident că dacă ai o notă mare, am făcut 10 cu 1, dar orică ai 9-50, orică ai 6-50, te mai ridici în liceu, mergi la o facultate sau nu. Poți să faci o școală de meserii și să fii foarte bun mecanic auto, că nu toți trebuie să fim doctori, cum suntem noi doi. Nu toți trebuie să fim Nici nu e bine în zilele astea să fii doctor. Nu vezi că te găsește că ai plagiat, să nu știu ce ai făcut. Dacă... Dar nu doctor, mai bine, zic medic. Mai bine nu te faci doctor ca să nu... Eu vreau să spun medic. Deci care e chestia? Dar eu nu înțeleg cum dă medie 9,90 sau 9,92. Da, a dat 9,95. Cum e? 10 sutim undeva, nu? Adică ce? Nu, 9,97 e cea mai mare medie din județul Suceava, a luat 9,95 la matematică și 10 la română. Și de alea 5,05, cum i le-a scăzut la matematică? Că acolo ori... Sau la română i-a scăzut, că a pus o virgulă într-un subiect și predicat, de exemplu. Adică și promovabilitate, că 72,1%, dar toți intră în clasa nouă, care e problema? Adică chiar dacă au luat 1. Da. Sigur că ajung, cum ai spus și tu, la alte licee, la școli profesionale și mai departe. Da. Dar și meseriile trebuie învățate și de meserie avem nevoie, că nu doar că, de dar și fiecare, servicii. Cătălina, acum doar nu e nicio... Dar părinții sunt cei care descurajează pe copii de regulă să nu meargă în zona asta cu meserii. Am mai stat de vorbă cu directori de școli care au din astea, cu învățământ dual, profesională. Și toate s-au dotat. Dar ce e o rușine să fii mecanic? Auto? Dar ce, eu când... Dar să fii bucătar, Sorine? Sau așa? Ce salarii sunt în domeniile astea? Eu am vopsit și acoperiș la stație de transformare, am tras și cabluri subterane la de medie tensiune, am schimbat și contoare electrice și care e problema? Și erai dita inginerul? Încă nu eram. Am fost prin construcții vreo 2 săptămâni. De ce nu mai atât? Nu toate meserile. Da, deci nu e asta că 10 că... Nu, dar e așa, asta e cumva... și de fudulie, știi? E cu... Exact, că Suceava nu se mai poate fuduli. Acum zi-mi și mie, cu ce se fudulește acum Suceava? Na. Dar de ce trebuie să te fudulești cu ceva? Te fudulești cu datele și obiceiurile. Te-ai fudulit că ai avut pe 2 iulie cu Ștefan cel Mare și Sfânt. Ați venit lumea. Ai făcut 520 de ani, ai semnat de la armată cu Velnic Melchisedec.
Care e problema? Adică ne fudelim cu lucrurile da, de acum 500 sunt de ani. La, la, nu, tu spuneai la sălași, că dacă n-ar fi 10, fost ce? Înaintașii noștri să ne lase biserici, monumente, era mănăstiri, mai bine. Ce aveam noi? Păi nu, dar era mai bine că n-aveam ce repara acum. N-aveam grijă de nimic. Nu, salea, ce să mai facem? Nu nimic, suntem, uite, ne fudulim pe locul 11 din 41 de reședințe de județ, în topul City Index, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Știu, nici eu n-am auzit până recent de asta. O nouă găselniță lui Felix Tătaru. Dar sunt niște organizații în astea, niște societăți comerciale, niște ONG-uri care fac bani și au bani. Cum era înainte, că plăteai nu știu cât la... Să-ți dea o diplomă de loc întâi, nu? Nu la carte recordurilor aia originală, la nu știu cum se chema. Academia Recordurilor. Academia Recordurilor. Și zicea că ai făcut cel mai mare ou închistrit din țară. La și Suceava, cea mai mare pască la Rădăuț. După aia apărea Corneliu Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească nu știu ce cataloage cu laude și aflai că trebuia să plătească $100 ca să apare acolo. Sunt tot felul din astea. Dar și acum primesc pe e-mail, dacă vreți societatea dumneavoastră, e pe locul 2 la nu știu ce, pentru diplomă și aia plătiți. Și sunt unii care fac bani cu asta și dau cu orașe vizionare, au un clasament, adică sunt... Sunt niște criterii. Sunt niște criterii, puține, evident. Sunt 51 de criterii. Dar acum, dacă spui că Suceava e pe locul 11 în țară, începi pe lumea să te înjuri. Ce e locul 11? Bă, e oraș prost ca ăsta, n-am mai văzut, că nu este. N-ai văzut ieri câtă apă a fost pe străzi? Da, nu, ce să încep să povestesc cum a fost în București, în centrul Bucureștiului, cu apă deasupra genunchiului pe bulevard? Evident că niște lucruri s-au făcut. Nicăieri nu este perfecțiune în țara asta și în lumea în general, că sunt lucruri care trebuie în continuare de făcut. Și lucrurile evoluează, pretențiile cresc și de aia tot ai impresia că tu ești în urmă. Dar dacă iei așa pe niște chestii, numai cu transportul electric de acolo, care este singurul din țară, transport integral, transport public electric și e o realizare asta. Bun, când se mai puteau face niște lucruri, sunt de acord, peste tot se mai pot face niște lucruri. Dar trebuie să te uiți și în buzunar, pentru că și în casă la tine, nu? Adică nu văruiești în fiecare an. Nu schimb mobila în fiecare an, nu schimb frigiderul în fiecare an. Poate sunt unii care schimbă, dar pentru asta îți trebuie niște bani. Așa și la primărie, ok, facem toate străzile odată, dar îți trebuie și niște bani pentru asta. L-ai făcut 5 ani, s-au stricat, dar și în casă se mai crapă tavanul, că meseriașul n-a pus nu știu ce. Te uiți la ei, zic, dar săptămâna asta am de făcut aia, îl mai las pe ăsta. Așa e și, și într-un oraș. Adică cum e poate altfel? Chiar mai greu. Adică, că în casă la tine numai tu și cu cine locuiești acolo decide, dar într-un oraș. Dar trebuie nu, să decizi nu, pentru nu atât de mulți oameni. Dar trebuie să te gândești la scară foarte mare. Adică e ca într-o locuință, nu? Ca într-o gospodărie. Adică te rezum la cât poți, la ce ai. Cei 51 de indicatori au fost grupați în trei componente principale. Calitate, prosperitate și mai e unul. Vibrație. Asta cu vibrație, da, mi-a plăcut foarte mult cu vibrație. Înțelesesem eu, adică intuiam despre ce e vorba, da, asta cu ce se întâmplă într-un oraș. Am auzit, nu sunt de acord cu prea multă vibrație. Cât e de vibrant orașul. Da, cei care lucrează în centru nu prea, nu prea sunt vibrație. De acord cu vibrația. Că le vibrează la propriu, păi zidurile. Da, asta, așa. Dar pe de altă parte se întâmplă niște lucruri, adică mai zilele sucede, acum începe festivalul de blues. Mai încolo vine festivalul medieval, că e prea mic, după că e prea aceea nu știu vine cum, ăla de rock și așa mai departe, mai e Motorfestul, vara se întâmplă multe lucruri. Așa. După aia, odată cu sezonul rece, se mută lumea prinăuntru, pe unde se poate. Că la noi nu e o sală de spectacole mare, asta este adevărat, dar se face polivalenta la anul, e teatru cum e, sunt 300 și ceva de locuri, se mai întâmplă lucruri, mai sunt vreo două cluburi unde se mai organizează. Nu poți să spui că chiar nu se vibrații. Întâmplă nimic, că nu este vibrație. Și am văzut și aici la vibrație intră și asta cu, cu naștele, nu? Păi e vibrație, depinde fiecare cât vibrează în casă, nu? Ca să faci copii trebuie să vibrezi. Copiii nu se fac nevibrând. Trebuie un pic de vibrație. Și să vibrezi pe aceleași unde, da. Să-ți dai seama ce... Ce vibrație? Da, fără vibrație nu iese. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.